Doamnelor și domnilor consilieri, ați fost convocați în ședința ordinară a Consiliului Local și având în vedere prezența necesară, putem începe ședința de astăzi. Pentru început, am să supun spre, aprobarea dumneavoastră procesul verbal din ședința anterioară. Dacă sunt ceva observații, dacă are cineva, dacă este cineva împotrivă sau dacă se abține cineva. Supun la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Consemnat. Unanimitate. Da. Supun spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi pentru ședința de astăzi, care are 10 puncte, dintre care 1. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea master planului actualizat în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, va fi retras. Iar ca puncte suplimentare avem proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială a orașului Slănii Moldova pentru anul 2018 și încă un proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Local al orașului Slănii Moldova cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2018. Supun spre aprobarea dumneavoastră ordinea de zi, suplimentările și retragerea punctului numărul 8. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Trecem la ordinea de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a bugetului de venituri și cheltuieli instituții și servicii publice finanțate din venituri proprii și subvenții. Inițiator, Paciu Gheorghe, primarul orașului Slănic, Moldova. Supun spre acolo, da? Dacă sunt discuții. Dacă sunt discuții cu privire la acest punct. Dacă nu sunt... Avizul comisiilor, vă rog. Favorabil. Deci, supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 1 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Punctul numărul 2 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Slănic Moldova. Inițiator, Paciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Aș vrea să supun aprobării dumneavoastră, având în vedere prerogativele cu privire la funcționarea Consiliului Local și a desfășurării ședințelor, ca cei care iau cuvântul să nu depășească 5 minute pentru expunerile care vor să le facă. Supun spre aprobarea dumneavoastră. Cine este pentru limitarea timpului la 5 minute? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Deci, dacă sunt discuții, domnul președinte, aș vrea să, așa cum am discutat și ieri în comisii, aș vrea să expun puțin situația actuală și concluzia pentru care am ajuns la această organigramă. Știți foarte bine că de când am venit de un an și 7 luni, am luat niște măsuri pentru ca să redresăm situația economică a localității noastre. O situație economică, după cum știți, dezastruoasă. Astăzi, în octombrie anul trecut, în toamna trecută, s-au trimis în șomaj 9 angajați de la Utilprest, tocmai cu scopul de a face niște economii din perspectiva cheltuielilor noastre, salariale, care să poată compensa, să poată acoperi niște goluri, niște obligații pe care noi le avem. Poate că trebuia să spun la buget, dar vă spun acum, lucrurile nu sunt deloc mai bine în 2018 față de 2017. Respectiv, din cote defalcate vom primi mai puțin cu aproximativ 570.000 de RON. Și și fondul de salarii, știți foarte bine că legislația muncii în 2017 a parcurs niște etape care au dus la creșteri salariale.
creșterea fondului de salarii este un, la fel o greutate pe care trebuie să o ducem în 2018. Am convenit, am avut întâlniri cu sindicatul din unitatea noastră și am discutat aceste aspecte. Dumneavoastră a fost de acord să încercăm să compensăm, să păstrăm fondul de salarii, să nu crească fondul de salarii, să nu crească cheltuiala cu resursă umană în 2018 și în acest sens a trebuit să reorganizăm primăria. În reorganizare sunt niște nu reorganizăm primăria pentru poliția locală. Sunt niște măsuri în care această structură, pe care am discutat-o și ieri, dar astăzi aș vrea să le transmit celor care văd această emisiune, să această ședință filmată, să înțeleagă că noi nu avem probleme cu X sau cu Y, cu anumite persoane, ci pentru a crea un cadru eficient de muncă în primărie și în perspectiva economică în principal, trebuie să luăm aceste măsuri care sunt nepopulare. Nimănui nu-i place să restructureze. Eu am firmă privată și nici mie nu-mi place să trimit acasă oameni. Lucrez de atâția ani, de peste 28 de ani conduc oameni și știu cât de greu este pentru familia respectivă, pentru persoana respectivă. Vă asigur că toate aceste măsuri sunt pentru binele cetățenilor din Stănii Moldova, pentru redresarea localității noastre și mi-aș dori ca și cei care astăzi vor lua această decizie să înțeleagă că altfel noi nu vom reuși să aducem această localitate pe o linie de plutire, să aducem localitatea noastră în așa fel încât să nu mai fim în situația să cheltuim mai mult decât încasăm și, bineînțeles, trebuie să ne plătim datoriile restante, datorii de care nu ne scutește nimeni. Dacă nu plătim aceste datorii, nu putem să gândim viitorul localității noastre. Eu vă rog, aștept întrebările dumneavoastră și vă asigur de toată deschiderea mea pentru a clarifica această situație. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt și să respectați cele 5 minute pe care le-am aprobat cu toții. Domnul Cotescu, vă rog. Știți punctul meu de vedere de la ședința de comisie de ieri, prin care mi-am exprimat dorința ca poliția locală să rămână așa cum se găsește în acest moment în Slănic Moldova. Motivez prin faptul că acești tineri au fost instruiți, au primit dotare și pe lângă aceste lucruri au familia acasă, au soție, au copii, au bătrâni de întreținut și nu îi se pare oportun ca poliția locală să fie desființată. Chestia cu banii. Soluții cred că se vor găsi. Important e ca acești oameni să rămână în sistem. Noi, cei de la PSD, avem un punct comun de vedere și anume să păstrăm locurile de muncă care au fost create în această localitate și să găsim soluții să mai aducem și să mai construim, să mai facem locuri de muncă în Slănic Moldova. Deci noi suntem împotrivă și ca atare, vreau să fac o paranteză, cred că ar fi bine organigrama în sine este problema domnului primar, în sensul că își poate organiza compartimentele așa cum dorește și aici nu are nimeni niciun fel de problemă. În schimb, poliția locală, ISU, jandarmii și pompierii să rămână separat în așa fel încât să se voteze la modul corect pe această problemă, pe acest punct. Deci punctul nostru de vedere este ca poliția locală să devină o poliție performantă în cadrul Unității Administrative Slănic Moldova, mai ales că domnul primar este și comandantul acestei formațiuni și poate să facă un regulament precis pentru acești oameni. Vă mulțumesc! Bun, dacă îmi permiteți să vă dau un răspuns. Noi astăzi nu aprobăm desființarea poliției locale. Conform legii, vă dați seama că nu mă prezentam în fața dumneavoastră fără avizul ANFPA-ului, da? Noi suntem astăzi aici să aprobăm organigrama și statul de funcții al primăriei Slănic Moldova. M-aș bucura dacă ați susține foarte... Spre exemplu, eu aș susține mai mult să păstrez un șef de birou pe care tocmai l-am restructurat, pentru că un șef de birou mi-ar fi mai util mie în activitatea zilnică. Dar aici nu este vorba de dorința mea personală. Știți foarte bine că sunt 7 persoane în această situație, din care 3, într-adevăr, sunt polițiști locali. Nu este vorba că desființăm poliția locală. Aș vrea, votul nu va fi pe desființarea poliției locale,
eu vă cer să aprobați organizarea primării, organigrama și statul de funcții după forma aprobată de ANFPA și, bineînțeles, propusă de mine. Dacă discutăm de structurile de jandarmi, știți foarte bine că jandarmii și Poliția Națională și Salvamontul sunt structuri din comunitatea noastră, într-adevăr, care își fac treaba și, din fericire, domnul consilier, suntem acoperiți din perspectiva asta. Adică avem și Poliție Națională, avem Jandarmerie Montană, avem Salvamont și avem și Serviciul Voluntar pentru Situație de Urgență de la, al nostru, al primăriei respectiv. Nu va suferi localitatea noastră în ceea ce privește asigurarea condițiilor de securitate, de siguranță a cetățenilor și a liniștii publice dacă aprobați această organigramă. Dacă mai dorește altcineva, vă rog să vă spun. Domnul Munteanu. Sigur că în calitatea mea de mic întreprinzător știu ce înseamnă a făcut o unitate economică, indiferent că este, că este de administrație publică. Trebuia să veniți la început. Vă rog să treacă pentru pic. Deci trebuia să veniți la... Și-au trecut televiziunea lor, au filmat. Da, da, suntem în ședință. Suntem în ședință. De ce nu v-ați înscris? De ce nu ați făcut cerere? Veniți la jumătatea ședinței? Am trimis cerere pe mail. Aveți cererea pe mail deja făcută. La ce oră ați trimis-o? Nu știu să vă zic ora. S-a trimis din redacție, de la noi. Și am zis, ședința a început la 11. Păi faptul că suntem la începutul punctului 2, cred că nu e niciun impediment să se supună la vot ca oamenii să participăm, mai ales că este o ședință deschisă, nu lumea poate să participe. Nu, da. Nu conduceți. Nu, ca idee, deci ca soluție. Frumos. Deci vă rog frumos să aveți răbdare să găsim o soluție. Suntem în timpul ședinței Consiliului Local. Ședința e publică, putem participa. Absolut, dacă sunt de acord consilierii. Ok, sunteți de acord, participăm. Vă consilierii, invitați-mi. Vă mulțumim. Păi, domnul doctor, dumneavoastră reprezentați toți consilierii de aici? Nu, am zis, vă consider reprezentanții mei, nu a noștri. Dați-mi voie să supun spre aprobare Consiliului Local să... Puteți sta în picioare, că nu trebuie. Nu. Dar să vedem ce hotărăsc pe consilier și bătaia în treia. Păi să ați insiste, dacă doamne au ce... Noi ne vedem de treabă și... Stai un pic, că vin 20. Irinele, noi am stabilit că vin 3 reprezentanți și un camera. Am stabilit. Da? Te rog să se întâmple așa, da? Deci care sunt persoanele? Dacă au și stabilit că trebuie să fie. Deci dacă ai stabilit... Să trebuie și camera mare. Bun, te rog să aduci scaunele. Da. Păi nu se rusă. Uitați ce nu o prima. Noi votăm organigramă, ne vedem de treabă. Nu am decât să stăm. Vă rog să vă prezentați nominal. 3 persoane trebuie să rămână în sală. Așa am discutat de la început. Da. Să vă prezentați. Filimon Constantin, secretar general al Sindicatului Prolex. Mulțumesc. Alte persoane. Neguiță Voina, vicepreședinte Prolex. Altă persoană? Eșterga, Carol Eșterga, agent de asistent, Poliția Locală Zărit. Dumneavoastră? Floriana Iacob, Prolex TV, sunt jurnalist. Hotărâți, v-am spus, 3 persoane. 3 persoane și cu, cu echipa TV sau trei. Fără? 3 persoane au hotărât. Domnul Carol, nu deranjează dacă sunteți pentru noi. Veniți, dacă sunteți președinte de ședință, veniți dumneavoastră și conduceți. Și stabiliți cât poți să... Eu nu vă impun dumneavoastră regula. Nu vă impun regula. Vă rog frumos să fiți un pic mai maleabil, dar și suntem... Sunt foarte maleabil, dar aici suntem în Consiliul Local. Nu putem negocia. Sunt singurii care ne susțin și ne ajută. Vă rog să fiți în cameraman, nu poate rămâne, da? Deci 3 reprezentanți și un cameraman. S-a stabilit la începutul ședinței. Vă rog. Aveți, nu poate fi un singur reprezentant de la sindicat? E același lucru.
tot alea sunt probleme. Tot alea sunt probleme. Deci supun spre aprobarea dumneavoastră participarea celor patru persoane la ședința Consiliului Local. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Deci, parcurgem punctul numărul 1. Treceți mai așa, că nu vede consilierul nostru să vorbim. Domnul Munteanu. Adică... Domnul Munteanu, aveți cuvântul. Mă închideți așa. Deci, aș vrea, repet, ca mic întreprinzător știu ce înseamnă un buget de venituri și cheltuieli, știu ce înseamnă să chivernisești tot ce înseamnă veniturile unei unități și ea unitatea administrativă teritorială. Eu aș vrea să spun doar atât, să, în ceea ce am discutat ieri în cadrul ședințelor de comisii, noi am fost de acord cu toate cele prezentate de domnul primar, proiectele care au fost acolo. Singura discuție care a fost, a fost vis-a-vis de acest punct cu așezarea personalului la, în cadrul OAT-ului și mai pe direct, adică cu reducerea celor de la poliția locală. Eu aș vrea să ridic patru puncte vis-a-vis de chestia asta. Adică, primul lucru este trebuie să, cum încerca domnul Cotescu, să știm că este iarnă, oamenii trebuie să aibă servici, care mai de care își caută servici. Și aș vrea să spun și o chestie care nu o să convină celor la poliția locală, toată lumea să îndeasă la servici la bugetari. Că la bugetari s-au mărit salarii, la bugetari e așa un dolce mic și așa mai departe. Dar eu aș vrea să, vis-a-vis de acest punct, să atrag atenția că fiind bugetar și fiind foarte greu, trebuie să aveți în vedere domnule primar și ceilalți consilieri care votează că legea bugetară este foarte dificilă și acolo spune că trebuie să asigurăm, bine, și noi, când dăm cineva deoparte, trebuie să asigurăm un loc de muncă sau să facem discuții cu ei și așa mai departe, să nu îi dați în stradă. Și trebuie avut în vedere chestia asta dacă se va ajunge la votul final și se va aproba. A doua chestiune este că am făcut niște cheltuieli cu această poliție care înseamnă dotări, școlarizări, care vor rămâne în aer. Și cu altă ocazie, când ne vom mai înțole și noi cu bani la Consiliul Local, nu știu dacă mai fi valabile toate chestiile astea. A treia chestiune și care vreau să o spun, poliția locală, am înțeles că vor ajunge să dea în judecată OAT-ul pentru acest lucru și mă gândesc că au fost în țară câteva unități care au câștigat. Vreau cu ocazia aceasta să se delimiteze cine va plăti în cazul în care se va câștiga procesul lor. Și vă spun vis-a-vis de persoana mea. Am fost suspendat de la hotelul Venus, am câștigat 5 procese pe linii și primul care m-a sunat a fost președintele Federației CSDR Iacob Baciu, care a zis, Munteanule, trebuie să plătească bossul, că el a avut ceva cu tine. În zonele hotărâți-vă dumneavoastră, sunteți 4 șmecheri mari, mie nu-ți banii, că o scrie hotărârea judecătorească. Și atunci, eu chiar n-aș vrea să pun banii pentru ca să plătim poliția locală, că eu m-am judecat cu ei 4 ani și 9 luni și am luat bani frumoși de la SIN România și repunerea pe funcție conform articolul 52 alineatul 2 din Codul Muncii. Deci, trebuie să zic că, din, încă o dată, repet, sunt de acord cu ce a prezentat un primar vis-a-vis de situația financiară a orașului și mă duc acum la al patrulea punct și ultimul, în care zic că mi-este rușine să cred că am ajuns în postura asta ca țară, ca acel Consiliu Județean, indiferent cine sunt, domnic, din fericire sau nefericire, nu-i cunoaștem, au reușit să dea bani la comunii pentru că au o anumită culoare politică și asta trebuie să știe,
bani mulți care nu știu dacă îi vor cheltui sau îi vor chilfosi sau îi vor irosi, știu eu, altcumva decât ar trebui, și un oraș, stațiunii singura din județul Bacău, să fie pur și simplu persecutată, dând niște bani ca, mă iertați, cum dăm noi la găini grăunțe. Am închis. Dacă îmi permiteți să vă răspund. În primul rând că noi nu dăm oameni în stradă. Este reorganizarea, respectă legislația și vor fi... Eu n-am reclamat asta. Oamenii vor fi, bineînțeles, notificați în timp conform contractelor de muncă. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să vă spun că noi, pe de o parte, am analizat ce ar trebui să cheltuim, cât ar trebui să creștem costurile, pentru că este și sindicatul ProRex aici. Un polițist local trebuie să fie plătit bine ca să fie descurajat să fie incorrect. Trebuie să aibă ținută ca lumea, trebuie să aibă dotare ca lumea. Trebuie să respectăm legislația în ceea ce privește patrularea, câte doi și așa mai departe. Gândiți-vă că este aproape imposibil la momentul acesta să aducem bani în plus, să asigurăm aceste condiții minimale pe care legea le impune. Pe de altă parte, aș vrea să nu rămânem la polițiștii locali, pentru că dacă ajungem în instanță, domnul Munteanu, ne-a respectat legea și în instanță poate să ajungă, este dreptul oricărei entități. Noi deja suntem în instanță cu norma de hrană, poate nu. Eu v-am informat la momentul respectiv, suntem în instanță, dumneavoastră ne-au sesizat că nu au normă de hrană și suntem în instanță cu norma de hrană. Sigur că dacă instanța va stabili că noi trebuia să acordăm această normă de hrană, atunci noi o să trebuiască să le acordăm retroactiv. Dar asta nu înseamnă că noi, de dragul ca nu cumva să fim sesizați, reclamați, noi nu luăm măsuri pentru reorganizarea acestei unități administrativ-teritoriale. Nu țintim un sector anume. Țintim eficiența acestei organizații, acestei echipe care conduce primăria la momentul acesta, care conduce, care compune administrația la momentul acesta și nu cred că o să avem vreo problemă, chiar și dacă ajungem în instanță. Pe de altă parte, dumneavoastră au posibilitatea să ocupe funcțiile disponibile la noi sau în alte primării. Și așa, pentru dumneavoastră, vă spun că sunt posturi de polițist local la primăriile vecine, vacante, neocupate. Dar dumneavoastră sunt protejați de lege, adică este funcționar public cu statut special și are niște drepturi. Noi îi acordăm 100% aceste drepturi. Nu se pune problema să facem un abuz. Respectiv, nu cred că ar fi o similitudine între situația dumneavoastră, poate care ați fost înlăturat abuziv, și noi care respectăm legea și facem demersurile conform cu reglementările în vigoare la momentul. Îmi pare rău că am dat exemplul ăsta și vreau să mă înțelegeți corect. Vreau să se știe că în cazul în care pot să știa un proces care poate fi sau poate nu fi, OAT-ul să-și asume răspunderea. Nu să cadă și pe consilieri. Domnul Dan, noi am reorganizat toată anul trecut, acum un an și ceva, da? Da. Și, adică, fiind legal, dacă noi facem lucrurile corect, și nu vă cer să încălcați, eu vă dați seama, noi avem un aviz de legalitate pentru proiectul acesta. Nu suntem chiar... Bun, eu cred că am fost suficient de explicit. Domnul președinte, dacă îmi permiteți 30 de secunde să vin cu o completare. Mulțumesc. Ce vreau să completez? Dacă noi votăm această organigramă, evident că următorul pas va fi spre această înlocuire a polițiștilor sau a desființării acestui organ. Eu zic în felul următor, ca la început, să disjungem, deci partea de bucătăria domnului primar să o rezolve ca să nu stopăm, știu, activitatea în administrație, iar în ceea ce înseamnă poliție locală, ISU și ceilalți, să îi votăm separat. Mulțumesc. Deci poliția locală face parte din aparatul de specialitate, deci nu poate fi disjunsă problema asta. Propunerea dumneavoastră nu are efect. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Aveți la dispoziție 5 minute cum vă votați. Vreau să fac doar o simplă mențiune că situația financiară este cea care a descris-o domnul primar. Se știe că am dublat impozitele și tot nu le descurcăm. Deci suntem nevoiți să facem aceste reduceri, nu le facem de dragul de a le face și că unii sunt mai buni și alții sunt mai răi. Deci am
dublat impozitele și tot ne descurcăm datorită acestor datorii fantastice din urmă. Ar trebui, dacă continuăm și nu luăm măsuri, la anul să le mai dublăm o dată. La persoane juridice, ca să nu se intervine. La persoane juridice, da? Și acum ar însemna să le dublăm și la persoane fizice, dacă vrem să nu luăm nicio măsură, să asanăm cheltuielile primării. E foarte ușor, e simplu să fii bun, să fii prieten cu toată lumea, dar în același timp trebuie să fii și responsabil față de situația financiară a primării. Dar atâta vreau să spun că nu avem nici împotriva poliției locale, nici împotriva, dar acolo noi am desființat și șef de birou și alți funcționari. La acest moment pare că poliția locală este un lux pe care nu le putem permite. Când îl vom putea permite, îl vom accesa. Cum nu ne putem permite mașini, alte dotări absolut necesare, tot așa nu ne putem permite nici această organigramă stufoasă. Nu aveți o întrebare pentru mine, mulțumesc frumos. Dacă mai dorește cineva, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Putem să luăm și noi cuvântul, calitatea de invitați? Nu aveți calitatea de invitați. Bun, am să supun aprobării Consiliului Local. Vă rog să vă concentrați în cele 5 minute care au fost aprobate spre discuție. Dacă sunteți de acord, ca domnul reprezentant de la SEDLEC... Sindicatul Prolex, nevoiță voi, ne-am numit. Da. Dacă sunteți de acord, ca domnul să-și iau punctul de vedere în cele 5 minute pe care le-am acordat consilierilor. Da, sigur. Cine este pe acord? Vă rog. Vă mulțumesc mult. Numele meu e Nevoiță Voinea, de la Sindicatul Prolex, sunt vicepreședinte. Din partea membrilor noștri de sindicat și a celorlalți colegi, vă rog să analizați din toate punctele de vedere și mai ales din cele legale această măsură. Și aici mă refer în primul rând din ce am înțeles eu și de la colegii noștri, că ar fi două principale direcții. Una, că vreți să faceți o economie la bugetul de local, da? Pentru că nu ar fi banii necesari, din câte am înțeles. Și dacă probabil s-a făcut o notă de fundamentare și s-a spus exact suma respectivă cu care se va aduce economie la bugetul local. Și din al doilea punct de vedere, la primul punct, că urmează să se facă noi angajări, se înființează o nouă structură, deci practic economiile. Nu este adevărat. Deci nu se fac noi angajări, se înființeze o nouă structură. Ok, mă scuzați, informația este erată. În noua organigramă se înființează o structură de transport public local, da, care este necesară pentru a atrage fonduri pe mobilitate. Dar asta nu înseamnă că înființăm, dimpotrivă, comasăm anumite birouri ca să avem, spre exemplu, le structurăm un șef de birou pentru că am comasat două compartimente. Deci e o redistribuire internă a personalului, să zicem. Nu e recrutare externă. Nu. Deci, dacă vă gândiți la arhitectul șef, spre exemplu, bineînțeles că ne dorim să avem un arhitect șef. Dacă nu avem arhitect șef la primărie, noi suntem ca o comună. Mergem la structură, la Consiliul Județean să luăm avize. Ne dorim. Dar nu înseamnă că facem niște angajări care să adică e o șmecherie, organigrama asta, ca să dăm afară pe celălalt, este exclus. Informația pe care ați primit-o și se pare că este eroată, că veți înființa funcții noi. Nu știu câte... Domnul vicepreședinte, exclus. Am înțeles, ok, încerc scuze. Și în al doilea punct de vedere, v-aș atrag atenția că se va desființa o structură din cadrul primăriei care are anumite atribuții specifice prevăzute prin lege. Faptul că se desființează această structură, automat acele atribuții vor fi delegate altor angajați sau poate persoanele de conducere le vor îndeplini. Trebuie să știți că dacă veți desființa polițiștii locali, conform legii statului funcțional public, timp de un an de zile nu puteți să-i angajați pe altcineva în timpul acest timp. Da? În altă ordine de idei, gândiți-vă că timp de un an de zile aceste atribuții nu vor putea fi îndeplinite. Da? Și aici mă refer la... După părerea mea, mai ales că sunteți și stațiune turistică, gândiți-vă la disciplina construcției, da? La protecția mediului, da? La spații comerciale, da?
la liniștea publică, la parcări, mă rog, circulație rutieră. Deci toate aceste atribuții, timp de un an de zile, efectiv trebuie să vă gândiți că nu va avea cine să le îndeplinească. De-aia vă rog să analizați cu atenție și să vă gândiți și la consecințele acestei măsuri. Nu întotdeauna primează financiarul. Vă înțeleg, din câte am înțeles de la dânsul care a vorbit înainte, ar fi niște datorii anterioare. Din câte am înțeles de la bugetul de stat, vi se va asigura prin redistribuirile de la bugetul de stat, măcar bugetul care l-ați avut anul trecut. Eu cred că se pot găsi soluții printr-o analiză, știu, mai atentă și cu celeritate, totuși aș putea găsi o soluție pentru dâns și acum pentru posturile care sunt în discuție. Încă o dată vă mulțumesc și vă rog să vă gândiți în primul rând la cetățenii acestei localități și la atribuțiile, v-am spus, care sunt specifică ce date prin legea 155. Deci ele sunt date prin lege, nu sunt date printr-un HL sau știu eu pe plan local. Gândiți-vă mai mult de atât că sunt atribuții de ordine publică sau orice alte atribuții, le stabiliți dumneavoastră prin HL-uri atribuții care pot fi îndeplinite iarăși numai de polițiști locali, nu de Poliția Națională, nu de jandarmerie. Mulțumesc mult! Doamne vicepreședinte, vă răspund imediat. Deci prima dată referitor la organigram. Deci organigrama nu este o șmecherie, cum vă spuneam, prin care desființăm niște posturi ca să înființăm alte posturi. Dimpotrivă, restructurăm un număr de, în total 7 persoane, dar organigrama asta vizează 5 persoane, restructurăm aparatul în așa fel încât să fim mai eficienți, să avem cheltuieli. Vă spuneam, n-ați participat la început, vă spuneam că noi ne propunem să păstrăm cheltuiala cu resursa umană în 2018, cea care a fost în 2017. Și legislația pe care trebuie să o respectăm privind forța de muncă impune o creștere a acestui fond de salarii în 2018. Noi avem datorii, la momentul acesta, 2.900.000 de ron, mai mult decât bugetul nostru pe un an de zile, astea urgente, plus pe celelalte promisiuni, cam de vreo 7 ani de zile ar trebui să facem economie ca să putem plăti datoriile pe care le avem la acest moment. Și atunci, ajungem în sfera în care am făcut această analiză. Dumneavoastră, pe de o parte, sindicatul Prolex, spuneți, trebuie să asigurați condiții corecte acestor polițiști. Nu? Dumneavoastră i-ați ajutat, suntem în instanță pe norma de hrană. Și este un respect al meu pentru sindicat și n-aș vrea să o interpretați altfel. Dar noi suntem aici și drămâim fiecare bănuț. Și atunci, gândindu-ne la ce trebuie să facem și cum să facem, am ajuns la această concluzie. Că dacă reducem aprobăm această organigramă propusă, nu vom fi în afara legii și vom reuși să gestionăm cumva resursa umană. Pentru că nu este corect să dacă salariile nu cresc, atunci îți pleacă angajați de bază, nu? Și nu este cazul să intru eu în detaliile astea. Pe de altă parte, vă spun fără niciun fel de reținere, am analizat. Deci Oneștiul nu are poliție locală. Târgu Ocna nu are poliție locală. Respectiv, sunt parteneriate. Noi avem parteneriat cu Târgu Ocna. Eventual o să facem și cu școala penitenciară, dacă o să avem nevoie. Dar avem structurile pe care le-am enumerat mai înainte. Nu erați aici în sală. Deci avem structură de poliție națională. Avem structură de jandarmerie montană. Avem structură de salvamont montan. Avem structură de serviciu voluntar pentru situații de urgență al nostru. Da? Aceste structuri, împreună cu distribuirea anumitor obligații pe care dumneavoastră le-ați enumerat către angajați din compartimentele de control comercial, de urbanism și așa mai departe, vom reuși să acoperim aceste atribuții. Probabil că nu o să le acoperim atât de bine, că e altceva să prezinte un polițist îmbrăcat în haină de polițist acolo și să aibă autoritate, dar din păcate nu avem cum să mergem mai departe în felul acesta. Cu toată responsabilitatea vă spun acest lucru, este o situație pe care eventual vă invit să vă prezint pe cifre, să vă dați seama în ce situație gravă suntem noi acum. Și vă spuneam, domnilor consilieri, am trimis acasă 9 persoane în octombrie în șomaj de la spații verzi, de la firmele noastre de utilități, tocmai ca să facem economie. Adică n-aș vrea să o interpretați că este o măsură țintită pe un segment
din primărie. Și așa, ca tot ați amintit de mai multe ori de un an de zile, eu estimez că nu vom relua activitatea poliției în următorii 3 ani de zile, pentru că nu avem de unde să facem acest. Este hotărârea, da? Dumneavoastră, o respectăm, dar încă o dată vă atrag atenția că desfințarea unei întregi structuri, a spus dumneavoastră mai înainte că urmează 9 persoane a fost numărul, că a fost desfințată o întreagă structură din cadrul primăriei. Probabil că ați redus numărul de posturi. În ceea ce privește ce a spus dumneavoastră de celelalte unități teritoriale administrative, nu știu cum s-a aplicat acolo, dar trebuie să vă atrag atenția că nu poate să suplinească nici Poliția Națională, nici Jandarmeria, pentru că ei au alte atribuții, eventual să-i transferați la dumneavoastră, dar mă îndoiesc că se va întâmpla treaba asta, și dacă ei să-i transferați, trebuie să-i transferați într-o structură care există la Unitatea Administrativă Teritorială. Odată ce desfințați Poliția Locală, ei nu mai pot fi transferați aici, probabil alte atribuții din cadrul primăriei. Mă refeream în principal la serviciul voluntar pentru situații de urgență și alte situații care ar putea apărea pe situații de urgență. Trebuie să schimbați ROF-ul, trebuie să le dați atribuții și v-am spus încă o dată, atribuțiile sunt la legea Poliției Locale. Domnul Negoiță, da. A depășit 5 minute. Da, mulțumesc mult încă o dată. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, tot în termen de 5 minute. Dacă îmi permit, mă rog, o să fiu scurt. Și domnul primar vorbește foarte bine și toată lumea, însă aș vrea să conștiinție și pe domnul consilier, vorbim de anul trecut, 2017, am adus bugetului local undeva un venit de 70 și ceva de mii de lei bani încasați. În afară de asta, șofer la primărie nu există. Singura mașină disponibilă este mașina poliției locale. Am făcut toate transporturile către trezorerie, am asigurat și baza, bineînțeles, a banilor, către Bacău, către orice a fost nevoie, fără niciun comentariu. Deci puteți să mai adăugați și un salariu de primar la banii respectivi. Ordinea publică nu se plătește. Mersul cu urbanismul în teren nu se plătește. Mersul cu asistența socială nu se plătește. Deci noi ne-am făcut toate fără nicio problemă. Suntem dispuși să colaborăm în continuare foarte bine și sunt convins că suma asta de 70.000 poate fi dublată. În pozițiile în care a existat o colaborare foarte bună între noi și domnul primar și dumneavoastră. Adică suntem dispuși să facem lucrul ăsta. Ce să vă mai spun? Nu avem sancțiuni disciplinare. Domnul primar, sigur, și are și dreptate, probabil, să nu fie mulțumit în totalitate de activitatea noastră. Sigur că sunt probleme, dar eu cred așa că, pe total, ne-am făcut treaba corect. Am ajutat cât am putut compartimentele toate și cred că merităm să rămânem în primăria Slănim Moldova. V-am spus, nu cu promisiunea, cu siguranța că putem să aducem dublu de bani. Bani care intră în bugetul local încasați, nu pe hârtie, nu pe povești. Noi ne-am făcut treaba, sincer. Suntem doar 3 din 5. Am mai rămas 3. Unul este în creștere copil. Deci 3 oameni au adus suma asta de bani. Eu cred că, omenește vorbind, e o sumă bună, zic domnul primar. Acum dați-mi voie să vă răspund. În primul rând că această sumă este o sumă încasată de către primăria Slănim Moldova și avem în sală aici întreprinzători, consilieri, care au încasat direct această sumă. Adică dumneavoastră v-ați atribuit meritul ăsta, care nu este 100% al dumneavoastră, dar poliția locală nu a făcut aceste activități în afara timpului de lucru. Respectiv, în timpul de lucru, aveți atribuții și pentru asigurarea valorilor la, dacă ducem la Onești sau alte. Sigur că dumneavoastră le-ați enumerat ca și activități suplimentare. Ele nu sunt suplimentare, sunt activități în fișa postului pe care dumneavoastră le-ați făcut în conformitate cu fișa postului pe care o aveți. Da, n-aș vrea să fiu răutăcios. Aici ar fi trebuit să fie și un șef de birou care este restructurat, ar fi trebuit să fie și un consilier care este restructurat. Adică noi nu ne gândim, gândiți-vă la organigramă, nu vă gândiți numai la compartimentul dumneavoastră. Aș vrea să fim cât se poate de corect și cinstit la momentul acesta. Am făcut analiza. Am vrut să punem, să restrângem serviciul de noapte la ISU.
Am luat punct de vedere de la Sericiu, de la ISU Bacău. Dar a spus că nu avem voie să lăsăm primăria nici măcar un minut fără serviciu de pompier. Respectiv, nu am reușit să facem anumite ajustări în alte părți. Și faptul că aducem și evidența populației aici, ca să utilizăm resursa umană de acolo disponibilă, în scopul de a face eficiența aici la primărie și a răspunde acestor nevoi, este dovada clară că nu avem o problemă cu un compartiment sau altul, ci decizia a fost în urma unor analize foarte exacte asupra modului în care putem să facem economii la bugetul local, în sensul de a reduce cheltuiala cu resursa umană. Nu mă îndoiesc, bun, eu vă înțeleg și am discutat și în particular cu fiecare în parte, știți foarte bine, și vreau să vă asigur că mai mult de atâta nu am putut să fac, în sensul în care decizia a venit în urma consultării factorilor implicați aici, ce facem noi ca să păstrăm totuși, să respectăm legea cu salarizarea pentru că 1900 de lei minim și toate celelalte aspecte cu indice și celelalte, nu poți să te abazi de la ele și vă transmit și compasiunea mea vis-a-vis de situația asta, cum l-am transmis-o și celorlalți, dar nu am, eu la momentul acesta am propus Consiliul Local organigram. Consilierii vor vota, vor lua o decizie și dacă vor vota împotrivă, eu trebuie să respect votul dumnealor, dacă vor vota pentru, n-aș vrea să ne învârtim în jurul acestei probleme atât de mult, pentru că eu cred că lucrurile sunt foarte clar. Doar o secundă și am terminat. Dacă vreți să întrebați pe domnul Rotaru, domnul consilier Rotaru, care a vândut pe cel mai mult fiduliții în toată lumea, ce însemna prezența poliției locale în parcarea respectivă. Dacă dânsul vrea să recunoască, fără voi nu se vindea niciun bilet. Consiliul local. E bine, dacă nu, e decizia dumnealui și... Nu recunosc. Eu spun adevăr, nu trebuie să recunosc sau... Domnul Rătaru, vă dau cuvântul. Da. Prezența noastră în parcare a însemnat 80% din încasarea care s-a făcut în parc. Că până nu vedeam noi, nu dădea nimeni niciun leu. Știți foarte bine, cetățeanul este așa, da, nu, încercăm. Fișa postului a polițistului local nu este să strângă bani. Este și no, să, este fost, și, da, și asta. Adică, că n-aș vrea să ne vârtim în jurul banilor aici. Terminăm, îl întrebăm pe domnul Rotaru care a fost activitatea noastră vis-a-vis de bilete și atât. Vă mulțumesc foarte mult. V-ați încadrat în timp. Domnul Rotaru. Să-i răspund domnului. Ce să zic? Când, având activitate acolo ocazională, încasam. Cei drept am încasat în jur de 7.000 de lei societatea pe durata verii. Cam aici, în jur de 7.000 de lei s-a încasat din tichete de parcare și iar. În zilele când apăreau și băieții pe teren, cred că creștea undeva procentul de încasare, undeva la 20-30%, adică se încasa mai mult automat când vedeau vesta aia, nu știu dacă din spaimă sau din alte chestii, nu știu. Se încasa mai bine asta tot, da. Și cam asta era tot ce... Da. În același timp, ce să zic... O fost o mână de ajutor. Pentru Consiliul Local, adică de implementat taxa asta și de realizare, adică de conștientizarea cetățeanului că trebuie să dea bani pentru parcare acolo, să beneficieze la fel de spectacol și de toate alea, de curățenia, de florile din parte, aerul curat și de tot. Cam mă merg în rotarul. Dar nu este cineva... Referitor la acest punct, dacă mai dorește cineva. Dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Nu e favorabil. E o minciună. La comisia din care fac parte, doi consilieri au votat împotrivă, eu și domnul Ionel. Un consilier s-a abținut, domnul Solomon, care a fost polițist. Un consilier a lipsit. Deci a fost doar... Eu m-am obținut. Cine a spus s-a obținut? Așa mi s-a părut. Nu. Deci, deci au fost două voturi contra și două voturi pentru. Nu. Au fost trei. N-au fost trei. Pozitive și două negative. Vorbesc cu președintele comisiei. N-are cum să iasă trei voturi. Cine este președintele comisiei?
eu la economic. Vă rog să vă spuneți punctul de vedere, vizavi de problema ridicată de domnul Rapi. Deci suntem 5 persoane în Comisia Economică, includem domnul Solomon, de care dumneavoastră ați pomenit, în care 3 am votat pozitiv. Care este aia 3? 3 s-a discutat, deci am votat pozitiv. Dar de comisie. Dar ce sunt cei 3? Dumneavoastră ați fost la comisie. Da, da. Și care sunt aia 3? Nu, dar spuneți care sunt aia 3. Spuneți ca să vă... Care a votat aia 3 ieri? Că eu am spus și cine a votat. Da. Și cu greșeala că s-a abținut. Da, da. Păi da, dar... Păi, pe dreptul dumneavoastră, Solomon și cine mai e în comisie? Eu am votat 2. Ce acum prezent? Deci, votul, este deci votul comisiilor este consultativ. Exact. Da. Iar domnul Sergiu, care a lăsit ieri, poate să-și transmită opinia acum. Asta a fost, să spun o vorbă celebră, asta e o țopăială de-a vot. Am trecut e favorabil, dacă dă-l a fost întrebat. Votul comisiilor este deci, consultativ. Repet, este consultativ. S-a lămurit problema? Deci, repet. Deci 2 cu 2 e 50%. Trecem la, votarea... Deci prezența la Comisia Economică a fost de 50-50. Da, am înțeles. Deci trecem la vot pe proiectul de hotărâri privind aprobarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate al orașului Slănim, Moldova. Cine este pentru? Cine este domnul împotriva? Domnul Catana și domnul Bogdan. Da. Și împotriva... Și împotriva... Domnul trecem la punctul 3. Cine de grand ai două? Cine se apține? Cine se apține? Trecem la punctul 3 la ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investițiilor și susținerea dezvoltării economice a orașului Slănic, Moldova. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic, Moldova. Aici este vorba pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să transmit că a fost o luptă. A fost un parcurs de 8 luni de zile în care am reușit să obținem toate avizele necesare și suntem prima localitate, cel puțin din județul Bacău, care acordăm ajutor de minimis. Respectiv, toți investitorii care vor veni la Slănim Moldova și vor investi mai mult de 200.000 de euro, este pragul minim conform legii, vor beneficia de reducere la impozite și taxe. Ieri în comisie am calculat până la 59% din impozitul aferent acestei investiții. Respectiv, este o primă măsură a noastră prin care susținem investitorii și sperăm să atragem cât mai mulți investitori în localitatea noastră. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt în limita celor 5 minute pe care le-am hotărât împreună. Dacă nu sunt probleme, avizul comisiilor. Favorabil. Votului dumneavoastră, proiectul de hotărâre, cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 4 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Turcii de Glan de prinderea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României în urma controlului situației evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat
a luat Slănic Moldova de către SECE Apa Serv Salubrizare Slănic Moldova, inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Este vorba de controlul efectuat de curte de conturi la societatea respectivă cu hotărârea care a fost luată și care are pe fiecare articol termene de rezolvare. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt dacă aveți observații sau discuții pe tema punctului 4. Dacă nu sunt discuții, avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul numărul 5 al ordinii de zi, de hotărâre privind încetarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public către SECE Util Press Serb SRL Slănic Moldova, inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Pentru că am făcut parte din structura asta și la târg sunt niște probleme similare, Util Press nu are condițiile tehnice și de personal să îndeplinească acest serviciu. Am înțeles din comisie că acest serviciu va fi scos la licitație în conformitate cu prevederile legale și o să fiți înoștiințați cu rezolvarea acestei probleme. Dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți. Deci avem punctul de vedere al directorului domnul Șandru, de acum un an de zile, în privința asta și avem și punctul de vedere al actualului Consiliu de Administrație, că nu au posibilitatea să se autorizeze și știți foarte bine că trebuie odată electricianul să fie autorizat ANRE, să fie firma autorizată ANRE și ulterior autorizată la ANRSC. Respectiv, probabil că o localitate mai mare se justifică să-și facă o companie, o firmă de întreținere de iluminat public, dar noi fiind o localitate mai mică, o să apelăm la servicii externe și asta este situația, sper să ne afecteze pozitiv, adică să fie localitatea serviciului mai bună și, bineînțeles, corespunzător cu legislația în vigoare. Dacă nu sunt discuții, avizul comisiilor, vă rog. Favorabil. 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 Supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre, la punctul numărul 5. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a orașului Slănic Moldova la patrimoniul Asociației pentru Dezvoltarea Turismului Mompesa, inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Cum a fost și prezentată ieri în comisie această problemă. E vorba, am înțeles, un leu pe un leu de persoană, pe an. Da. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu sunt discuții, poftiți, domnule. Ca și ieri, întreb ce este acest compensa și cum se vede el în Zălic, ce vrea să facă în Zălic. Noi tot dăm cotizați, așa, timpul, așa, păi la zbor, cotizații de miliarde, îmi spunea domnul primar la o ședință, că noi nu primim nimic, dar trebuie să dăm miliarde. Domnul primar, nu stați mă să spun și nu spun și asta. Vreau să spun și această organizație, că se tot fac fel de fel de organizații, asocieri, pe turism, pe nu știu ce. Dar nimeni nu spune nimic concret, domnule, eu mă asociez să vă iau câte un leu de fiecare Crăciună și să facem un parcul din Slănic Moldova, o fântână arteziană, sau să facem nu știu ce, sau să facem, știu, rigolele astea, să facem traseul turistic care arată ordinar, care parcă suntem în Africa. Asta vreau să știu, că așa asociere, ridicăm mâna ca bariera, ne asociem, cine sunt ăștia, strâng bani, o iau la Sănătoasa cu banii, nu fac nimic, n-am văzut nicio inițiativă din aceasta. Dom'le, uitați, noi venim ca ONG, ca o organizație, asociație și ce vreți să fie, și vrem să facem în Slănic Moldova ceva atractiv. Vă spuneam la ședința trecută că în județul Bacău m-am plimbat tot județul cât am putut și cât am avut nevoie să circul, nu am plimbat expre, nu am văzut un orășel al copiilor. Ce facem? Ne distrugem tradițiile. Dar dacă la Slănic era un orășel al copiilor, cu niște din alea aduceam pe aia cu care vin la diferite bâlciuri,
niște chestii care se atragă, atunci ăla de la ONU zicea, hai să mă duc și eu după amiază la Zanii Moldova cu ăsta micul. Și după aceea zicea să mănânce la un restaurant, altul din Bacău mai și rămânea. Adică, haideți să facem ceva, că mie deja, eu la nivel de țară am ridicat problema asta, domnul ministru care, din păcate, eu cel puțin nu am avut nici apropieri, nici altceva de spus cu dânsul, dar fiind din Constanța, mama lui fiind manager la un hotel... Nu mai este ministru. Poftim? Nu mai este domnul domnul. Știu, știu, păi asta am zis. Și vreau să vă zic că m-am săturat de aceste asocieri, văd la nivel din țară, Asociația Primarilor de Stațiune, Asociația Orașilor Stațiune, Asociația, după aia au fost făcute alea pe zone, îmi scapă termenul acum. Deja nu, doamne, haideți să facem asociații, dar să spun întâi ce vrea. După aia ne asociem, dacă ne convine, dacă nu, ce să facem? Ne ducem acolo, dăm un leu de căciulă din toată suflarea asta nică și așa avem, nu avem bani, dăm 5.000, că noi suntem 5.000, dar la votant suntem vreo 3-2.000 sau nu știu ce. Asta e părerea mea și cred că nu are nimeni de comentat decât dacă are rea voință. Doamne, vreau să știu ce vrea să facă aceste asociații. Că e, e președinte curtat, e vicepreședinte curtat. Cine i-a ales? Ce calitate? Cine a participat din Zanii Moldova? Și vreau să vă spun că sunt iritat, că vă spuneam și ieri că vreau să particip la toate acțiunile vis-a-vis de ce înseamnă, cum se cheamă, agentul curativ din Zanii Moldova, pentru că, să nu se uite, sunt de 32 de ani în Zanii Moldova și atunci când Zlănic Moldova nu funcționa, nimic în Zlănic, funcționa hotelul Venus pe care eu îl conduceam. Și sunt mândru că am ținut steagul sus ca Zlănic Moldova să nu se desfințeze ca stațiune din România. De asta sunt foarte intrigat când se fac unele chestii și să, cum a fost și chestia cu impozitul. Pentru că noi nu suntem încă așezați. Uitați, și astăzi am avut discuții dimineață la Orești, mă întâlnesc undeva unde se bea cafea cu niște oameni de afaceri, cu niște oameni care foști ingineri, director din RAFO și nu spun numele locații, să discute, doamne, ce, cu voi, bă, ce faceți la Zanii Moldova? Eu pot să spun că era și Grânceanu de față, a spus, doamne, nu avem cum să ne mișcăm din cauza loviturilor care le-am primit cu datoriile trecute. Când o să scape datoriile, orașul o să facem. De asta nu vreau să fiu înțeles greșit, nu sunt cică contra. Nu am nimic de făcut comentarii așa iristice, dar vreau să vă spun că, așa cum am avut îndrăzneala să-i spun primului ministru Ponta, ce au făcut guvernele din 90 până astăzi, câte combinate au construit, câte fabrici, câte uzine și câte baraje și nu știu ce alte unități. Vedeți, acum mă uitam duminica trecută la programul 2 de la TVR și spunea acolo că trebuie să se facă agricultura prin asociere. Trecem iar la CAB-uri, nu? Noi le-am desfințat. Dar am desfințat IAS-urile care au început de stat. Așa că nu sunt de acord cu această asociere. De ce? Pentru că nu știu cine sunt. Nu s-au prezentat, nu au venit aici, nu ne-a spus ce vrea să facă pentru Zanii Moldova. Asta este. Vrea să facă ceva pentru Zanii Moldova, dăm câte un legăciul. Nu vrea să facă, se duc unde face. Bun, dați-mi voie să vă răspund într-o ordine oarecare. În primul rând că statutul acestei asociații a fost la mapa dumneavoastră când ați votat să intrăm în această asociație și acolo ați avut ocazia să vedeți exact obiectivele. Este o asociație de promovare a turismului, ca să nu ne izolăm Zlănii Moldova față de celelalte locuri, să dăm o abordare regională, cumva zonală, de bazin de trotuș. Da, domnul Munteanu, da, mi-aș cerut să da. Nu vă întrerup, dați-mi voie să am și o coerență în discursul meu. Întâlnirea a avut loc inclusiv la dumneavoastră, la Eurovacanța, am participat la întâlniri cu această asociație Mompesa și chiar dumneavoastră v-a plăcut, mi-am uitat și locul unde stăteați pe scaun când ei s-au prezentat, ce intenția mea și așa mai departe. Sigur că în faza asta de incubație acestei asociații nu vedeți rezultate, dar eu vă spun că această asociație trebuie să existe și apropo, dacă criticăm acum formele asociative, și spunem că CAP-ul a fost bun, CAP-ul a fost o formă asociativă. Adică noi nu reușim, domnule Deanu, noi dacă nu ne asociem, nu vom reuși izolat să facem mai mult. Bun, dar nu înseamnă, la momentul acesta sunt asociate consiliile locale, reprezentați prin diferite persoane. Aș vrea să fiți proactivi în această asociație. Mai spune ceva, poate ne-a uitat, care căsăște din jurul nostru.
Da, localitățile sunt Sănic Moldova, Târgu Ocna, Dofteana, Dărmănești, Moinești, Zemeș și Măgeri, la momentul acesta. Dar bineînțeles că este, ei sunt, aceste UAT-uri sunt membrii fondatori, dar noi vrem să facem această asociație să reprezinte toată Valea Trotușului, în așa fel încât dacă punem un proiect, spre exemplu, ca să flexibilizăm turiștii, trebuie să avem o structură asociativă. Punem un proiect în care vizăm și simultan și Stănii Moldova și Târgu Ocna și Dărmăneștiu și alte localități. N-aș vrea să descurajăm structurile asociative. Dacă vorbim strict de cotizația pe care o aprobăm astăzi, este totuși nevoie de un buget și vă spuneam ieri la ședința de Consiliu de Comisie, vă spuneam că deja sunt proiecte de promovare unitară a tuturor evenimentelor din zona noastră pe acest buget. Adică nu se promovează Stănii Moldova separat. Băi, turistul ăla trebuie să știe care sunt activitățile din săptămâna în care eu stau la Stănii Moldova sau la Târgu Ocna sau la Dărmănești. Care sunt activitățile? Și promovarea asta este cu scopul, știți foarte bine că majoritatea turiștilor spun că se plictisesc în localitatea noastră. Iaca dacă facem o promovare de zonă, atunci știe că diseară poate ducă la un spectacol în Salina, Târgu Ocna sau în altă parte. Ăsta este scopul și eu vă asigur de bună credință și de implicarea mea în această asociație, pentru că de 12 ani și eu sunt în structuri asociative și poate știți că aceste structuri sunt foarte benefice comunităților. Bun. Ei și la ședință atunci când le-am spus ce fac în Sălin, nu au fost să-mi tari să spun. Încă nu știu ce fac, pentru că abia se face o strategie. Mai este cineva care dorește să ia cuvântul pentru punctul numărul 6? Avizul comisiilor, vă rog. Favorabil. Cine este pentru proiectul de hotărâre punctul 6? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Deci abține și pe. Trecem la punctul 7 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri pentru gospodărirea localității pe anul 2018. Inițiator Baciu Gheorghe, primarul orașului Stănii Moldova. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Dacă nu sunt discuții la acest punct, avizul comisiilor. Favorabil. Supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 7 al ordinii de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Punctul numărul 8, o aprobare noastră a fost retrasă. Este vorba de proiect de hotărâre privind aprobarea master planului actualizat în sectorul apă și apă uzată din județul Bacău. Și trecem la puncte suplimentare. Proiect de hotărâre pentru aprobare. Scuze. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Stănii Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice, începând cu luna martie 2018. Vă rog să faceți propuneri. Dacă nu, parcurgem lista în ordine alfabetică și am înțeles că domnul Munteanu Ion... Nu? Domnul Moraru Benoni, îmi cer scuze. Da, am înțeles. Deci domnul Moraru Benoni. Moraru Munteanu. Supun, nu, după urma celălalt. Ordinea firească. Acum ați doi din Moraru? Da. Moraru Benoni. Eu de-aia l-am preferat pe domnul Munteanu, cu ordinea lui Moraru. Supunem spre aprobarea dumneavoastră cu precizarea. Care Moraru? Benoni, am spus. Moraru Benoni. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă. Deci, domnul Benoni, puteți să preluați la următoarea. La puncte suplimentare. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de acțiuni privind dezvoltarea economico-socială a orașului Stănic Moldova pentru anul 2018. Inițiator, Baciu Gheorghe, primarul orașului Stănic Moldova. Dacă sunt discuții, vă rog să vă scrieți la cuvânt. Dacă nu sunt discuții, avizul comisiilor, vă rog. Supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 1. Cine este pentru?
Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Trecem la următorul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiție ale Consiliului Local Orașului Stănic Moldova cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2018. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Controlul administrativ este Este prin și pe site, nu? Nu, va fi pe site. Da, dar... Nu este pe site, va fi pe material. Nu va fi urcat pe site, dar... Imediat. Ieri am discutat această listă împreună și rămăsese că nu putem scoate de pe lista de investiții un punct pe care domnul consilier Cazacu cred că l-a propus să-l scoatem, întrucât prima dată trebuie să dăm o, să aprobăm bugetul și după aceea să scoatem de pe lista de anul trecut, e vorba de... Da, haideți să... Nu, da. Unde e? I-am dat domnul Cazacu. Am zis că după aia le dau dumneavoastră. Dar e dumneavoastră care deja cazul rezolvat. Nu sunt secrete. Sigur. Dar nu sunt mari investiții. În afară de fug și câteva obiective pe care ne contribuăm, nu avem resurse. M-aș bucura să avem bani să facem investiții la Sani Moldova. Dar asta este realitatea zilor noastre. Dacă permiteți, văd pe această listă la punctul C, aliniatul 5, căsuțe comerciale pentru curtea de schi. Mă gândesc că totuși acolo o să fie o problemă pe parcursul celor 2 ani care au mai rămas, până la împlinirea 5 ani de funcționarea curtei de activități comerciale, nici la vârf, nici la bază. Cred că punctul ăla ar trebui scos. Păi ieri am lămurit asta. Da, Am lămurit-o. Este vorba de partea, investiția se compune din două părți, partea de proiectare și partea de execuție. Noi suntem la partea de proiectare aprobată de 2015, tot de domnul consilier Cotescu, prin care o firmă ne-a proiectat aceste căsuțe. Da, după ce rămâne pe listă până se închide plata acestor servicii, nu se pune problema că astăzi să aprobăm amplasarea căsuțelor într-un loc sau în alt loc. Ce vă spun în schimb, dacă tot mi-a ridicat mingea la fileu, cum se spune în tenis, nu se va putea implementa proiectul propus de dumneavoastră pe amplasamentul respectiv, pentru că nu este proprietatea primăriei Stănic Moldova și să le aducem în parcare alături de parcare, nu avem voie în perioada de monitorizare. Respectiv, în 5 ani de zile, nu putem spune acolo căsuțe comerciale, da? Așa că mai avem răbdare încă 2 ani de zile și s-ar putea ori acolo, ori în altă parte să utilizăm acest proiect. Dar, din păcate, el a rămas pe lista de investiții până când se închide proiectul de acum 2 ani de zile pe care dumneavoastră a primit și o mică completare. Deci când s-a construit această curte de schi, s-a practicat un schimb, s-a adus 20 de hectare și s-a făcut o tranzacție în așa fel încât curtea de schi reprezintă o anumită suprafață plus diferența care a rămas la bază, presupun, sau la vârf. De asta spun că în cei 2 ani poate știu, investigând despre ce este vorba, să se găsească o poziție bună pentru administrație. Vă dau răspunsul pe loc. Toată suprafața pe care primăria Sănii Moldova a pus-o la dispoziția proiectului, toată este dată în parteneriat la Consiliul Județean la acest moment și pe toată suprafața nu avem voie să punem niște... Dacă bine ați observat, în zona asta de parcare nu este niciun agent comercial, pentru că nu avem voie, da? Sunt mai spre blocuri, pe lângă doamna Tudoran sau mai la vane, dar nu sunt în perimetrul proiectului. Nu ai voie să faci acest lucru, da? Așa că noi trebuie să respectăm acest acord și, drept urmare, propunerea dumneavoastră să scoatem nu este posibil să facem acest lucru, pentru că trebuie să plătim. Dacă nu avem prins la investiții căsuțele comerciale, partea asta, nu putem să plătim finalul acestui proiect, pe care noi l-am primit, bineînțeles, de un an de zile mai bine și trebuie să îl achităm, pentru că este o datorie, ca și, dacă ați observat, cadastrul general este tot la investiții. Da? Noi nu putem să scoatem din lista de investiții
acest obiectiv, pentru că este contractat și respectiv trebuie respectat contractul, serviciile respective să le primim și noi să plătim această sumă. Dacă nu mai sunt discuții, avizul comisiilor la acest punct. Supun spre aprobare acest punct. Cine este pentru? Este cineva? Împotrivă, se abține cineva? Trecem la punctul diverse, la care am eu un memoriu pe care l-a dus domnul consilier Ionel. Deci se închide... Chiamare, s-a terminat. Așa, 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 să fie să văd oamenii cam adus. Diverse e punctul. Dă-mi voie să vorbesc, da? Deci, domnul consilier Ionel Petre a adus din partea cetățenilor din localitatea Cerdac, este vorba de Pârâul Florea, care, prin care ei solicită decolmatarea și reamenajarea zonei cu toate problemele de acolo. Aceasta este hârtia, nu-i ascunsă, este publică. V-am adus la cunoștință. La acest punct vă rog să luați cuvântul și să vă exprimați punctul de vedere. Spuneți, domnul Ionel, că ați adus hârtia exact. Locatarea din Cerdac a zis că acum, primăvara, când vine ploile și tot pierdeți de pierdere, că dacă nu se curăță părău, a să fie iar fiară inundă. Tot familia care a scălit acolo, care mi-a adus tabelul, a zis că se inundă iar până la Ciușmea, la Vărbitoș, pe partea aia pe acolo. Deci e o problemă preventivă. Deci da, adică așa, ca să zic lucru. Domnul, se pare că și domnul primar, a spune și dumneavoastră. Am fost personal acolo, domnul consilier. Acolo, Pârâul Florea are două componente. Componenta de pod pe sub drumul național, care trebuie întreținut. Două lungimi de pod în munte și o lungime în aval de către drumurile naționale. Problema acolo este mai mult de drumul național decât de că ăla când se înfundă podul ăla, care nu este în sarcina noastră să-l decolmatăm. Și pentru care am trimis, și o să vă dau adresele pe care noi le-am trimis către drumul național în acest sens, că nu este singurul. Mai sunt mai multe poduri pe drumul național pe care, care sunt afectate. Mai sus, mai în amonte de acest pod, este obligația noastră. Ce vestea bună este că noi am achiziționat acest buldo-excavator, el lucrează deja, poate l-ați văzut, la dezăpezire, un utilaj nou, urmează să achiziționăm și aceea cupă. Noi l-am luat pe rând ca să nu creștem costurile deodată și să ținem deoparte cupa și remorca, o remorcă de 4 tone și cupa, care sunt accesorii pentru acest utilaj și sigur ne va costa mai ieftin și vom fi mai rapizi. Pentru că e una să selectezi un furnizor extern care să vină, să o firmă externă, e alta să avem noi să fim gospodari. E asigur pe cetățenii respectivi și pe ceilalți din Slănică suntem în sensul de a îmbunătăți această acțiune la inundații și, bineînțeles, partea de prevenire. Nu-și dorește nimeni să... Am o propunere. Vă rog. Acolo, normal, puneți că sunt așa de la drum. Ar trebui saltat podul mai sus. Acolo se formează un sac. Adică vine din val, din pantă și după aia merge în șes. Și acolo se pune toată lumea. Și dacă noi curățăm de două ori pe an, în fiecare an, de câte ori sunt inundații, tot cât ne costă cu noi așa, trebuie ridicat podul mai sus, pus un tun mai mare sau cumva să fie, să fie gaură mai mare, sau nu mai avem probleme. Bun. Proiect, această propunere trebuie să fie să-și dorească, în primul rând, drumurile naționale să facă acest proiect și să-l și implementeze. Dar vreau să fac primarul, putem să facem, dar soluția tehnică nu aleg eu. Eu le spun că trebuie să asigure ca aceste apa de la inundații cu ce este să poată trece prin alveola respectivă. Poate ar trebui, domnul primar, să le adresăm semnăturile, lista cu semnături. Bineînțeles, dar asta se face în mod obișnuit. Deci, în mod obișnuit, când vine o asemenea solicitare, noi punem o copie și facem adresă mai departe. Da. Bun, eu aș vrea să apreciez că dumneavoastră sunteți un consilier care aveți grijă de cetățenii din zona respectivă, încurajez și ceilalți consilieri, nu neapărat să discutăm în Consiliul Local, dar mi-aș dori ca să veniți imediat ce este o problemă în zona dumneavoastră de activitate sau în alte părți, în comunitatea noastră, să veniți să le discutăm ca să vă lămuresc în ceea ce privește, odată, ce planuri avem noi și, doi, ce posibilități avem. Pentru că,
putem să avem planuri foarte mari, dacă posibilitățile sunt limitate, atunci da, avem în vedere acest lucru. Apropo, ce v-am zis cu podul saltat, așa a fost problema tot în Sărat, acolo la Romii Cartirian, la Gabila. O fiecare a inundat, rădia a inundat toate gospodării. A saltat sus, a pus un tub de la mare, nu mai are probleme. Da, dar ăla nu este pe drumul național. Da, am înțeles. Adică drumul național are o reglementare și rețineți, deci două lungimi în amonte și o lungime în aval. Și bineînțeles, sub drumul național este obligația drumul național. Dacă podul are lungime de 20 de metri, 40 de metri în amonte și 20 de metri în aval, ei trebuie să întrețină această zonă. Ce, în schimb, ce mai este, mai avem situații în care anumite conducte, în special de ale Petromului, trec prin alveola acestor poduri. Trebuie să analizăm odată ce spuneați dumneavoastră dacă el este prea jos, dar mai trebuie să analizăm și dacă sunt alți factori care concur. Uitați, dacă mergeți... Bun, acum noi ce ar trebui să facem? Să fim pregătiți pentru situații de urgență. Ca atunci când apa depășește cota și iese în drum, să nu mai ajungă la vale spre Cișmea, să treacă înainte. Da? Niște saci cu nisip se pot face asemenea acțiuni și am discutat cu șeful de la situație de urgență de la noi și sigur vom fi mai pregătiți, sperăm să nu se întâmple, dar vom fi mai pregătiți. În același timp, atrag atenția că lucrările acestei aluviuni vin datorită faptului că obștea composesorat, proprietarul terenurilor de sus de pe deal, nu a făcut lucrările de îmbunătățiri funciare în așa fel încât când plouă să nu vină toate aluviunile, da? Pentru că ele se antrenează de sus, mai antrenează sigur. Și atunci noi trebuie să privim aceste aspecte. Dar nu s-au făcut de 30-40 de ani. Nu s-au făcut. Dar vedeți, noi la Cireșoaia am plantat 3,5 și mai plantăm 3,5 hectare, da? Lumea se opune. Să nu se planteze. Măi, dacă nu plantăm, nu în fundul grădinii, cum au stabilit vechea conducere, dacă nu plantăm acolo unde terenul nu este fertil, se plantează specii potrivite pentru asta. Atunci noi nu vom putea să lăsăm măcar la copiii noștri o situație mai favorabilă. Vom fi reactivi, vom decolmata de fiecare, cheltuim motorină și resurse, dar nu prevenim acest lucru. Da. Vreau să transmit un semnal, un mesaj de final. În primul rând să le mulțumesc celor care au încredere în proiectul nostru și celor care au fost de acord cu această reorganizare, dar să-i asigur și pe cei care nu au fost de acord că scopul nostru este să trecem de acest marasm economic, în primul rând, în care suntem la acest moment. Oameni buni, nu vom putea plăti anul acesta dacă plătim creditul la BCR și vom mai face ceva, este mare lucru. Nu avem de unde. Credeți-mă că mă gândesc, m-am gândit inclusiv la femeia de serviciu, dacă avem nevoie de ea sau nu avem nevoie de ea. Pentru că nu avem cum să trecem acest moment fără niște măsuri nepopulare. Așa le spune din punct de vedere politic. Și eu vă spun că sunt măsuri nepopulare, dar sunt măsuri corecte. Nu suntem aici să avem o acțiune opresivă sau o anumită atitudine incorrectă față de angajații din primărie și față de cetățeni. Dar gândiți-vă că dacă este în beneficiu în comunității, trebuie să iei o măsură chiar dacă aia este nepopulară. Și măsură nepopulară a fost și prețul la apă, măsură nepopulară a fost și prețul la gunoaie. Fără astea, firmele astea ar fi în insolvență astăzi și sigur că ne-am certat cu factorii responsabili, dar fără succes. Aceste măsuri, împreună cu alte măsuri care vor veni, vor mai veni niște măsuri, vine primăvara, vom lua măsuri pentru gospodărirea localității noastre, în sensul în care vom ieși și vom conștientiza cetățenii că trebuie în fața casei, pe lângă casă și așa mai departe, să începem ușor, ușor, să avem o atitudine pentru ei. Și eu mi-aș dori, dacă sunteți de acord pentru ședința viitoare, voi propune ca cetățenii, primii 100 de cetățeni care și-au plătit impozitul de anul acesta, să beneficieze de un arbust, un copac fructifer, pe care noi să-l donăm și să
fie un gest al nostru pentru cei care au conștiință. Poftiți? Nu, nu știu dacă, nu știu dacă se mai practică și în altă parte, nu este neapărat o... Dar trebuie să se simtă cetățenii noștri și această dorință și acest mod al nostru de prietenos de a fi alături de ei. Eu vă mulțumesc încă o dată. Domnul Muntean, domnul Muntean a vrut să intervin. Bun, vă rog. Vreau să vă rog frumos să găsiți o soluție și am discutat ceva cu domnul de ce am fost la fața locului. Este părâul ăla dintre Flora și... Mandaș, da. Și, cum zice, fosta Nimira, care s-a colmatat total de, la, de jos, de la Vila Ivana. Eu am curățat sus, am reparat tot, ăla și mai repar în pădure, am vorbit cu cei care are pădurea, ca să fac ce trebuie, dar să știți că dacă vine iarăși o ploaie mare, iarăși o să fie pe aici, prin plasa Pumirii, până o Malnaș. Că ați văzut data trecută, a fost alături și acum eu i-am arătat unui vici, eu am desfundat o porțiune mare, când a fost frică că până la urmă mă trebuiași pe mine, ceea ce n-a ajuns la mine. Dar e bine dacă este acest utilaj să reparăm că aici este drumul nostru și putem face orice. Că el, părâul ăsta, se duce și prin sub casino și ajunge în drumul Slănin. Nu, nu, nu e sub casino, e prin parc. Pe lângă, da. Pe lângă, dar... Și acolo, pe Bălcescu. Da, și pe Bălcescu. Bun, nu putem să le facem pe toată dată, dar vă asigur, imediat ce avem posibilitatea, trece zăpada, avem, vom relua activitatea la o parte din angajații de la Util Prest și vom face, domnul consilier al primilor consilier, vom reface acea echipă de gospodărire care exista la Stănii Moldova, e adevărat, pe suportul lui Igor Târgovna la momentul acela, dar o vom reface ca o echipă noastră cu utilaj, cu dotările necesare și ușor, ușor o să... Asistații sociali nu vom o măsură? Asistații sociali lucrează, să știți că își fac, își îndeplinesc normele. Domnul Munteanu, să știți că curățenia de pe Valea Stănilor, dumneavoastră nu știu dacă în ultima perioadă ați văzut când veniți de la Târgu Ocna multe gunoaie. Asistații noștri sociali, chiar și cu căruța, au plan în fiecare luni și în fiecare vineri, se duc și strâng aceste gunoaie. Spre exemplu, lucrează la diferite proiecte, domnul viceprimar vă poate confirma, nu este cazul să lungim acum ședința, dar vă asigur că acest asistat social își fac norma. Și când o să-i vedeți pe stradă, au veste portocalii. Tocmai de asta au asistații sociali veste portocalii și ceilalți angajați veste verzi. Pentru că atunci când eu trec să văd care este, dacă e de la 416 sau este angajatul unei firme de... Am luat niște măsuri, o să-i dotăm cu tot ce trebuie, în așa fel încât să se vadă o îmbunătățire a activității astea. Declară închise lucrurile ședinței, vă mulțumim și...